Afară deja simțim că a venit frigul și trebuie să ne adaptăm și garderoba. Așa că haideți să aflăm împreună care sunt tendințele când vine vorba și de încălțăminte. Bine ai venit, Mihai Albu! Bine v-am găsit! Mă bucur să te văd, să te revăd după atâta timp. Spune-mi, te rog, ce fel de încălțăminte caută femeile în toamna aceasta? Sunt mai multe categorii, da? Categoria botinelor, a ghetelor, combat boots, le spune, western boots, da? Dacă uite-le. Vorbim, da, da, așa. A fost atent pe pauză. La roape cel mai sclipicios. Aici avem și câteva exponente din... Așa, și pentru ocazii speciale, la sandale, sunt două tendințe. Vârful ascuțit la sandale, da? Uh-huh. Sau pătrat. Și am adus câteva exemple. Avem tocuri din acestea uluitoare, tocul de 11, cum e acesta de aici. Dă să văd și un toc de 11. Da. Stai-ți un pic să facem o comparație, da? Ăsta este tocul. Așa. Și ăsta este nasul meu. Aha. E de două ori mai lung tocul. Deci am nas de 11, fii atentă. Bun. Așa? Dar există variantele și cu toc de 10 și cu toc de 8 și tocuri mai mici. Care sunt? Ca la podul pătrat, asta exact, e. Exact, astea foarte, sunt da. Și foarte comode, că voiam foarte să te comode. Întreb, care sunt cele mai comode încălțări? Într-adevăr, cele cu vârf pătrat, da? Degetele s-au relaxate, dacă acea construcție a calapodului e perfectă și se mulează bine pe bolta piciorului, degetele stau cât se poate de relaxate, deci e cea mai comodă încălțăminte. Am înțeles. Dar ține de mod. Asta e. Numai de mod. Clar. Și probabil că și de forma piciorului. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Da, da. Cu ce putem purta acest tip de încălțăminte? Vorbim de sandale? Da. Da, și sunt de ocazie specială. Da? Uh-huh. Bine, există variantele și de zi cu zi, cu acele tocuri piramidale evazate în partea de jos. Bine, construcția calapodului cu vârf ascuțit și vârf pătrat depinde și de forma tocului foarte mult. Uh-huh. Acestea sunt tendințele. Vârf și tocul aferent. Da? E o ocazie specială, sigur. Acum la o ținută de seară, sandalele sunt minimale, doar cu o baretă în față, uh-huh, și o baretă pe gleznă. Tocul trebuie să iasă în evidență și vârful, care într-adevăr lasă puțin câteva degete, ies un pic pe lângă. Da, da, așa, da. Dar tocmai asta este farmecul. Da, da, Mihai, soția mea are niște d-astea, are vreo două perechi de ghete, combat boots, da, cum le zice. Foarte mult și le poartă, eu am văzut că le poartă și la rochie. Și la rochie, da, 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 asta e tocmai că s-a adaptat stilul. Bine, acum sunt mai înalte, mai joase, mai tip gheată, tip botină sau chismă. Deci, chiar ce pe același format, dar mai înalte. Am și eu la comandă, fac orice înălțime de ghete. Se poartă la orice ținută. Am văzut chiar și la rochie de seară cu... Nu? Da, asta da, cu crăpătură, cu nu știu ce. Chiar ce mai e, domne, moda aparte. Au un farmec aparte. Chiar m-a impresionat cumva că nu ieșea decât din tiparul acela convențional de demult. E, acum se pare că e ceva normal. Mi se pare că îți dă și un aer mai rock, așa, dacă mai pui și o geacă de piele geacă peste rochie. Da, 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 geacheta de piele cu ținte, dacă se poate, care să se asorteze cu țintele, da? De la și oricum sunt și în tendințe acum, adică nimeni nu te-ar judeca de ce ți-ai pus la o fustă sau o rochie, o pereche de buți de genul ăsta. Și la ce trebuie? Mai fi botinele. Botinele pe foarte diverse înălțimi de tocuri. Bine, botina, eu am venit doar cu botine, că m-am gândit să nu fie ceva foarte înalt, da? Dar aceleași tipuri de botine se fac și aceeași construcție de gheată, da? Până peste genunchi sau sub genunchi sau... Dar acum, în special în toamna asta, astea se poartă la catul ăsta, mie îmi place, mi se pare ceva asta foarte feminin și, mm-hmm, foarte delicat, să înceapă să se vadă maleolele externe, măcar jumătate din scuză-mă, ele. Scuză-mă, ce sale? Sunt acele... Sunt osceoarele astea? Da, osceoarele, maleola interioară și maleola exterioară. Ola! Ele sunt construite chiar la baza. Aha, și e frumos să se vadă. Acolo. Și în momentul în care se ridică pe toc, acea maleolă iese, devine proeminentă și sexy. Un singur lucru vreau să te mai întreb, Mihai. E foarte interesant, niște, după cum da, sunt niște tipuri de încălțăminte mai, mă gândesc, mai pretențioase, mai... Nu poți să le poți la orice, nu? Western. Nu, doar western boots. Bine, nu la ținute de seară, la ținute de zi cu zi, poate la un cocktail,
la o rochie din aceasta mai lungă, la jeans neapărat, da, da. La da. Jeans o să mi le iau, mulțumesc frumos. Da, da, da. 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 Mihai, îți mulțumim foarte mult, Carina. Mulțumesc și eu foarte mult. Și te mai așteptăm să ne mai luminezi în lumea pantofilor.